Aproape 500 de elevi din județ vor beneficia de programul social Euro 200, program care oferă posibilitatea elevilor cu resurse materiale reduse să-și cumpere un calculator. Beneficiarii programului social sunt elevi și studenți din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 de lei pe membru de familie. Elevi din 115 unități din județ au fost declarați eligibili în acest an, cei mai mulți de la Școala Gimnazială Stulpicani, 25, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, 25, Liceul cu program sportiv Suceava, 15. În acest an, niciun student al Universității din Suceava nu a depus cerere pentru programul Euro 200. La nivel național, cele mai multe cereri pentru achiziționarea unui calculator au fost depuse și acceptate la Iași, 1038 de cereri, Dolj, 811, Vaslui, 744, Tulcea 559 și Olt 511. În 2015, 1837 de elevi suceveni au primit 200 de euro pentru a-și cumpăra un calculator. Cuantumul bonului valoric pe care îl vor primi elevii reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziției. Elevii vor primi de la unitatea școlară bonul valoric, cu ajutorul căruia vor putea achiziționa un calculator desktop de la magazinele de specialitate.